La începutul anului până în prezent au fost efectuate un număr de 100 de acțiuni de control la furnizori de servicii medicale și farmaceutice, care au avut ca temă verificarea corespondenței între serviciile solicitate pentru decontare de către furnizori și cele efectuate în mod real, apoi respectarea clauzelor contractuale, precum și modalitatea în care prescrierea și eliberarea medicamentelor se încadrează în reglementările legale în vigoare. Cele mai multe acțiuni de control, număr de 45, au fost efectuate la medici de familie. Am avut 15 acțiuni de control la farmacii, 17 misiuni de la medicii de specialitate din ambulatoriu de specialitate clinică. Directorul CAS Suceava, Cristi Bleorțu, a declarat că doctorii sancționați fie eliberau aiurea concedii medicale, lipseau de la serviciu sau prescriau medicamente fără acoperire, fie nu foloseau formulare corespunzătoare. Acesta din urmă a fost și motivul pentru care unui medic specialist i-a fost reziliat contractul cu CAS. Mai exact, nu a utilizat formulare de bilete de trimitere pentru investigații paraclinice și nu a recomandat investigații paraclinice. Nu a utilizat formulare cu regim special de prescripție medicală și nu a recomandat medicamente suportate de FNUAS pentru pacienții asigurați. Un medic de familie a fost amendat cu 5.000 de lei pentru că a eliberat certificate de concediu medical fără respectarea prevederilor legale și 5 au primit avertismente, iar 4 s-au ales cu diminuarea veniturilor cu 10% pentru nerespectarea programului de lucru. Aceeași sancțiune a fost aplicată în cazul unor medici de familie, 6 la număr, care prescriau medicamente fără scrisoare medicală de la medicul de specialitate care a inițiat tratamentul. Un stomatolog a avut de returnat 156 de lei pentru că a raportat justificat servicii pentru decontare și altul a primit cu 20% mai puțin bani pentru luna în care nu a completat corect formularele. Nici farmaciile nu au scăpat de controlul CAS, două dintre ele nu au verificat datele obligatorii de pe rețete pentru eliberarea medicamentelor și le-au raportat eronat. De aceea au avut de restituit 4.508 lei. Potrivit șefului CAS Suceava, Cristi Bleorțu, în total în primul trimestru al anului a fost imputată suma de 58.461 de lei.